Salut, eu sunt Alex și astăzi vreau să fac un tutorial cum să editez cu filmul la Wonders în filmul meu pe Android. Să dăm drum de pe creează un nou video. Deci trebuie să legem un videoclip, să zicem două videoclipuri cele de la temei tag, cine de întrebări temei tag care eu le-am făcut și s-ar putea să le postez, nu știu sigur dacă o să le postez sau nu, nu sunt foarte sigur. Începem cu teme. Nu trebuie să selectăm atunci mai unul, să selectăm toată muzica și tot să selectăm, eu de exemplu vreau să selectez asta Love and the Dimes, Love and Oceans, the Dimes. Să zicem, da, ok. Uitați cum se vede. Așa. După aia facem tranziție la, dacă sunt două, de exemplu dacă sunt două videoclipuri, putem să dăm putem să dăm aici și să uităm ceva cum ar vrea camera. Dăm ok pe undeva pe aici. Ar trebui să se schimbe sau ceva. Care este ceva? Pe undeva pe aici. Nu citesc cărți, de ce ați citit? Nu știu, nu sunt aici. La 10 și 2 secunde. Bine. Așa e. Da? Și donapul. Și după aia, după tăinții, puteți dați proporție tăiere și puteți dați aici lupărul sau șerps, nu? Tăiezi în adăugă astea. Ceață. Donapul. După care aveți instrumente tăiere, clip și asta chiar la fel, nu știu, ca pe calculator, vezi cum sunt. Dacă vrei să faceți un video, sunt mai bine să uiteați pe calculator, să editați acolo. Clar, de editat este bună și bună și filmora pentru Android, doar că la tea nu este bună deloc, deloc. Deci, multe, poți să dai doar început și discul și să rămână, să zicem, doar atât din video. Aici, după care avem subtitlu, dăm pe plus, să dăm aici pentru a adăuga titlu, scriem ceva, iar scrie titlu aici, putem să facem mai mare, mai mici, bla bla bla. Dați, dați ok. Aici avem voice voser, dar zicem ceva și se registrează pe videoclip. Aici avem audio mixer, cum să fie melodia, să zicem melodia la 300 videoclip, melodia să fie la 18 videoclip, la 200 filtre, avem aici tot felul de filtre, să încercăm asta, straturi. Și încep să citesc. Da. Hai.
elemente. Acesta ar trebui partii cu trupa ta. Și tu încep să titluri, citesc. Scrie mai acolo, de exemplu. Și tu încep să asta. Citesc. Ieze, nesine, iese. Da. Și tu încep să citesc. Da, hai. Am o viteză, că trebuie să fie videoclipul. Da, uite, aștept ce-l dat pari. Sau putem face o viteză foarte lungă. Încep să-și citesc. Da, hai. Da, hai. Da, și tot felul de astea ciudate duplică. Salut, eu sunt Alisa. Salut, eu sunt Alisa, astăzi. În filme sunt cel de întrebări, temei tag. Ce s-au înțeles, dar înseamnă tu mai ce forme și tergere. Da. Cam atât pentru azi. Eu am fost Alex. Până data viitoare, nu uitați de like și subscribe. Până data viitoare, pa, pa.